Bună, bine ați venit! Astăzi să facem o galaxie într-un borcan. Ca să o facem, o să avem nevoie de borcanaș, colorant alimentar, sau dacă nu aveți acuarele, un băț, vată, sclipici, aici am cu steluțe și normal. La urmă, 4 pahare, să facem apa de culori și apă. Să începem. O să punem un pic de apă în fiecare pahar. O să iau culoarea albastră. Și o să pun 2 picături. Foarte puțin. Așa. La următorul o să-l fac mov și o să pun o picătură albastră și una roșie. Așa. Acum iau roșu și pun o picătură roșie și aici 2 roșii. Așa. Și la urmă să fac verde cu albastru și roșu. Ups. Așa. Și o să amestecăm movul și acum verdele. Așa. Și deja avem culorile. Făcute. Și da, asta să învârtim un pic. Așa, și să începem cu borcanul. Acum o să iau un pic de vată și o să pun. Așa. Și iau prima culoare. Și o să punem un pic. Și mai punem un pic de vată. Așa. Acum putem să punem sclipici. Acum mai iau vată. Așa. Și acum o să pun următoarea culoare. Așa. Să mai punem un pic de vată. Așa.
Așa. Și mai punem un pic. Acum punem mai multă. Așa, și acum eu o să pun un pic de roșu. Cum vedeți, rămâne foarte bine. Uitați. Acum să mai punem sclipici. Și acum cu bățul. Să mai punem vată. Acum verde. Un pic mai mult. Voi puteți să faceți culorile care vreți și în ordinea care vreți. Nu contează. Așa, și cu o scovitoare o să împrăștiu un pic
Dacă pot. Nu. Un pic. Să se vadă mai mult. Așa. Și acum, dacă vedeți cum apăs, să-i scot apa care mai îmi trebuie. Și cum vedeți, încă mai încape un pic. Așa. Și deja putem să-i punem capacul. Apăsăm să nu scape. Și, cum vedeți, a rămas foarte bine. Deja avem galaxia noastră într-un borcan. Nu uitați că voi puteți face ordinea care vreți și rămâne foarte, foarte bine. Sper că v-a plăcut și ne vedem la următorul tutorial. Nu uitați să dați like și share. Pa!